Bine ați venit la etalarea săptămânală pentru ascendent leu, soare în leu. Și haideți să vedem ce avem pentru voi. Prima etalare este a voastră, cea de-a doua persoană la care vă gândiți sau poate cineva nou în viața voastră. Să vedem ce avem pentru voi. Ce avem pentru voi doi de spade. Care este această indecizie? Împărăteasa, turnul, soarele. Wow! Ce surpriză! Ce avem aici? Nouă de cupe. Veți avea o mare surpriză. Vedeți voi, energia turnului cu soarele este un mare noroc. Este ceva extraordinar. În primul rând, poate fi ceva legat de Venus, ceva care are de-a face fie cu o corelație frumoasă, fie cu artă, dans, film, muzică, pentru că cu asta are de-a face Venus. Iar atunci când am de-a face cu turnul și soarele, este electricitate pe cale electrică. Deci pentru fiecare în parte veți vedea singuri. Într-o etalare de dragoste, aici este o dragoste foarte puternică la prima vedere, iar turnul acela e posibil să zgâlție puțin locul de muncă sau cariera sau mai bine zis viața zilnică. Voi! Trei de monede! Decizia este dacă într-adevăr vă întregostiți de o persoană, anume va fi o a treia persoană. Și nu puteți să luați o decizie dacă veți avea ceva în comun cu persoana respectivă. Împărăteasa. 9 de cupe. De două ori se repetă noul acesta de cupe. Noul de cupe ne spune că ceea ce vă doriți voi este o persoană pe care o respectați, pe care are care um, are ceva aparte. Grație. Insufla acest respect, grație. Ceva la care, um, nu știu de ce, dar uh, mă leagă împărăteasa, nu numai pentru că e cartea, în așa fel, cineva cu părul uh, roșcat, pentru unii, emană o energie aparte. Turnul. Să vedem de ce vă aflați voi în aer aici, iar noul acesta de spade, stresul pe care îl aveți se transformă de fapt în pozitivitate. Cred că ceea ce îmi arată aici este de fapt um, la locul de muncă. Ceva care vă stresează enorm. Turnul acesta și... Um, spânzuratul să vedeți din alt punct de vedere dacă într-adevăr aveți o, un pământ, ceva la care să construiți. Am senzația că aici vă doriți ceva. Venus cu nouă decupe, de două ori nouă de cupe, posibil ca unii dintre voi să vă doriți ceva să construiți. Eremitul, cineva care vă caută în același moment. Cinci de spade, cineva care își va cere scuze dacă a plecat din viața voastră, patru de monede sunt blocați pentru un timp de sau mai bine zis, aș spune că cineva a fost rănit din cauza situației sau mai bine zis din cauza relației pe care a avut-o cu voi și pare rău că v-a pierdut. Dar încearcă să revină. De ce? Pentru că văd singurătatea persoanei respective. Dar aici se rupe, cu siguranță se rupe ceva. Da. Cu siguranță aici se rupe ceva. Traiul acesta de săbii și turnul îmi spune că cineva a suferit îndeajuns o ruptură, o depresie, o trădare din relația voastră. Și își doresc o nouă iubire cu voi. Nouă la acesta de cupe, doi de bâte. Nu știu ce drum să aleagă. Este ca și cum ar alege un miracol, ceva la care nici nu se mai gândesc. Dar cu siguranță aici există iubire. Dar este ca și cum ați pierdut ambii în acest joc. Influența exterioară, cred. Cine este persoana respectivă? Ce încearcă să ne spună? Și ce va fi între voi, de fapt? Pentru unii puteți fi deja într-o relație, pentru alții poate doriți să aveți o relație cu persoana respectivă. sau poate persoana respectivă a trecut prin moment atât de grele încât nu știe sigur dacă mai vrea acea nouă iubire. Magicianul. O energie mercuriană. Fie este geamăn, fie este feceară. Cineva care încearcă să transforme tot ce este în jurul lor, șase de cupe, luna, pun foarte multă emoție, iar aici patru de bâte. Wow! Este cineva din trecut, cineva care ați cunoscut și, sincer, mi arată ca și cum este drag mamei voastre sau i a fost, marea prăutasă, cineva care știe să-mențină să țină secretele respective. Aici avem împăratul, asul de cupe. Este o persoană intuitivă, este cineva care știe să acționeze în viață, aveți și regina de bute, sunteți atrași de persoana respectivă și invers. Deci, haideți să vedem atunci ce vrea să ne spună, ce mesaje au pentru voi nouă de monede. Persoana respectivă vine să ajute să vă transforme viața. Sunt, este o persoană independentă, în primul rând, atractivă și știe ce vrea. Este destin. Asta e, este destin. Aveți de-a face cu roata, șase de monede, foarte bună energia pe care o aveți. Persoana respectivă poate fi un semn de pământ, și încă o dată pot spune că poate fi o fecioară. Mulți m-au întrebat de ce le spun, pentru că cărțile respective mi îmi arată lucrul acesta. Poate fi o persoană independentă, dar nouă de monede este reprezentată de fecioară. Cei care doresc pot să meargă pe, pe site pentru a vedea cărțile respective. Dar aici cu siguranță este vorba de destin va aduce împreună pentru că așa trebuie să se întâmple. Deci, dacă persoana respectivă a suferit, dacă trece prin momente grele, acum a venit momentul în sfârșit să fie fericit, fericită, împreună cu voi. Este ca și cum se repetă ceva. Haideți să vedem atunci voi ce este pentru voi acum șapte de bute. Am senzația că nu mai credeți în iubire și că încercați să vă apărați. Magicianul din nou. Deci atât voi, cât și persoana cealaltă sunteți capabili și aveți capacitatea de a vă transforma. Alchimistul din voi. Asta înseamnă că veți încerca, voi credeți atât unul cât și celălalt. Și aveți încredere. Dar voi sunteți cei care ați dorit să vă întâlniți acum. Este ca și cum voi ați programat acest lucru. Nouă debute. Din păcate au stat în fața voastră foarte multe obstacole și pentru mine luna este fie casa, fie este mama foarte multe lucruri au stat în, împotriva voastră. Dar în același timp, șasele acesta de monede este un schimb de energie. Dai și primești. Voi ați dat, dar n-ați primit. Încă o dată lună. Ceva nu se clarifică și este confuz, total confuz. Și vă trebuie această claritate. O minte clară. Magicianul are de-a face cu Mercur, o minte clară, inteligentă, regina de săbii. Vedeți, aici aveți două energii. Energia reginei de bute poate fi a voastră, sunteți energie de foc și energia reginei de săbii este inteligența. Vă combinați cu persoana respectivă pentru a reuși. Iar aici aveți un paj de cupe. Cu siguranță, Va fi un mesaj de dragoste. Cu siguranță. Și un mare noroc. Ceea ce văd aici este un mare noroc. Pe temă de carieră, norocul vostru, se activează ceva extraordinar de frumos. Dar, bineînțeles, aici depinde de voi dacă doriți să vă transformați, pentru că asta îmi spune. Și să vă încredeți în intenția persoanei respective, pentru că. Are o intuitivitate extraordinară și vă poate folosi pentru a nu pierde. Ce avem aici de la oracol? Ce avem pentru voi de la oracol? Wow! Da, puteți într-adevăr, să lăsați inima, să vă lăsați inima deschisă pentru a veni acea iubire pe care voi o așteptați. Simt că vă apărați foarte mult, vedeți acest șapte de bute, foarte repede va veni în viața voastră, foarte interesant, iar aici ceva extraordinar se va întâmpla în viața voastră romantică. Și asta înseamnă că veți străluci prin iubirea pe care o aveți. Ceva aici, norocul acesta, posibil să fie pe toate planurile. Numai bine, la revedere și ne auzim.